mi s-au schimbat două valve și două bypass-uri. La prima mea operație, noaptea nu mai aveam aer. Mă ridicam din pat și mergeam, stăteam în canapea. Ulterior, anul trecut, am început să am niște amețeli. Oboseală puternică și amețeam foarte tare. De anul trecut am observat o slăbire, o anemie. Am mers pe la alți medici, mi-au dat tratament pentru anemie. Am continuat până am mers la controlul de la an pentru inima și când mi-a făcut ecografia domnul doctor Butușina, care m-a și operat, mi-a găsit la valva mitrală două filicele desfăcute, rupte sau desfăcute. And this is usually due to calcium and fibrosis of the surrounding tissues. So usually there's dehiscence, as we say, there's a split between the tissue and the valve, and the valve starts moving, and through this gap, blood is coming back around the valve. Pronosticul era ca să mă redeschidă iarăși. Dar având în vedere că inima mea era prea obosit, mușchiul prea chiar obosit în ultima fază, și mi-au spus că și mă operează, dar nu au prea mare siguranță de succes. For the surgeons, it's also challenging to try and stitch the valve back together and stitch the hole, because the same reason that led to the leak in the first place is there. When there is a leak of the valve like that, the options are either to reoperate the patient or to go percutaneously. Există soluția închiderii cu așa numite dispozitive percutane, niște umbreluțe, să le zic dopuri, care sunt fixate la nivelul orificiului anormal ce a apărut în jurul protezei. Această umbreluță sau dop, reușind în felul în care este amplasat la nivelul inimii, să închidă orificiul. Sunt două umbreluțe unite printr-un istm care, prin deschiderea lor la nivelul orificiului, închid comunicarea anormală. Am decis să venim la această operație, care am înțeles că e mult mai favorabilă, mai sigură pentru continuarea vieții, să zicem așa. Recuperarea este spectaculoasă, este rapidă, pacientul putând fi externat practic a doua zi după intervenție.